din interior. Reprezentanții Fundației Price încearcă să promoveze în rândul liceenilor din Ploiești stare de bine. Totul se întâmplă în cadrul programului Suntem Tânăra Generație, care are ca obiective informarea și educarea adolescenților, a familiilor acestora și a publicului larg cu privire la beneficiile stilului de viață sănătos, activităților fizice zilnice și a sportului. Se pare că un studiu din 2012 UNICEF arăta că România este pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește starea de bine a tinerei generații. Din acest motiv, timp de 3 ani de zile, împreună cu partenerii noștri, dezvoltăm în liceele din Ploiești și în liceele din alte 6 orașe, București, Timișoara, Cluj, Roman, Brașov și Iași, acest proiect extraordinar prin care informăm pe de o parte elevii și profesorii, părinții asupra elementelor care contribuie la starea de bine a adolescentului și pe de altă parte îi activăm. În cadrul proiectului, liceenii din Ploiești s-au întâlnit astăzi cu scriitoarea Aurora Liceanu. Am învățat la școală că trebuie să te uiți 3, cred, maximum 3-5 secunde în ochii cuiva. Pentru că dacă te uiți mai mult și nu mai îți întorci privirea, nu știu ce, înseamnă că este descifrat în termen de ori ești copil și cum vine și partea erotică. E enamorat că nu poate să-și ia ochii de la și rămâne așa fixat în contemplarea celui care este plăcut de una sau din pătii. Mâine este programată încă o dezbatere pentru starea de bine a tinerilor la care participă jurnalista Alice Năstase și campioana olimpică la scrimă Loredana Dinu. Starea de bine nu este ceva modern, fancy, de reviste. Starea de bine înseamnă o situație economică sigură a copilului, un nivel de educație al familiei care să-i permită să-i transmită acestuia valori morale, încrederea de sine, cunoașterea de sine, respectarea unor valori morale pe care el trebuie să le cunoască încă din fragedă copilărie și nu în ultimul rând stabilirea unor obiective în viață. În cadrul proiectului Suntem Tânăra Generație se desfășoară și concursurile Quiz Am Talent și Best Flash Mob 2017. Atitudine.